satul Corlătești din comuna Berceni, Prahova. De ani buni, sătenii se confruntă aici cu o situație strigătoare la cer. Apa de la robinet este de cele mai multe ori galbenă și cu rugină. O situație cu care au ajuns să se obișnuiască, însă pe care o vor rezolvată cât mai repede. E o situație penibilă. Apa care vine e infestată. Primăria știe. S-au făcut fel și fel de reclamații. Ar trebui să se ia măsuri. Ei, pe factură, scriu tot apă potabilă. Dar nu este deloc. De ce să fie, cum să fie apă potabilă când aia? Și sunt copii în zonele astea, mai, la noi o stradă mai săracă, mai aia, care se duc la pompă și beau neintenționat. Ceea ce nu știu copiii reprezintă o problemă cu care adulții se confruntă și în urma căreia sunt nevoiți să se descurce așa cum pot. Mereu e apă prăpădită la noi aici, apă ruginită, vai de capul nostru, nu e apă bună. Doamnă, și cum faceți? Că aveți de dat apă la animale, de băut dumneavoastră, de spălat rufe, am înțeles că totul vine cu rugină. Vine cu rugină și toată lumea poate să știe că asta e și toată lumea vorbește așa ceva, cu rugină, cu asta, o lăsăm să limpezească în găleți. Și pe urmă mai bine, dar mai de multe ori am cumpărat, mamă, când am avut bani, când n-am avut bani. Paradoxal este că în anumite momente ale zilei, apa de la robinet are o culoare apropiată de normal, așa cum s-a întâmplat și când am ajuns în Corlătești. E situație grea pentru dumneavoastră, că dacă nici nu puteți să cărați apă... Nu car, n-am adus vecina asta, dar ce când a fost, cât un bidon. Oamenii mai spun că au ajuns să plătească bani grei pe reparațiile mașinilor de spălat pentru că apa ruginie le pune pe butuci. Un document pus la dispoziție de un localnic arată că lichidul vital conține bacterii coliforme, ce depășesc concentrația maximă admisă, aspect infirmat de reprezentanții primăriei din Berceni. Conform analizelor efectuate de SP, apa de la Corlătești este potabilă. Nu pot afirma că nu este potabilă. Sunt perioade în care, datorită opririi pompelor de la stația de pompare la repornire, antrenează depuneri de pe conducte, depuneri din bazinul de stocare a apei și, în anumite perioade, are o culoare îndoielnică. Într-adevăr, asta este adevărat. Până să se întâmple această minune, în satul Corlătești, sătenii chinuiți, care au și uitat cum este să mai spere în minuni, trebuie să suporte în continuare acest inconvenient. Reprezentanții firmei care răspunde distribuirea apei în comună nu au fost de găsit pentru a da un punct de vedere cu privire la apa potabilă cu gust de rugină din satul prahovean.